Salut, generații! Bine ai venit în anul 2021! Bine ai venit! Pentru că România n-a venit deloc bine în anul ăsta. Din nefericire, toată situația care există astăzi la noi în țară îi se datorează aproape în exclusivitate domnului președinte al României, Klaus Werner Iohannis. Cred că nu ești atât de naivă din acest să crezi că PNL-ul sau Orban conduc ceva. Nu. Totul este condus după mintea acelui profesoraș de fizică din Sibiu. O minte mică, un om mic, căruia îi se văd cele două lese. Sunt vizibile pentru toată lumea. Una tintă de germani, una tintă de americani. Îi zboară capul uitaș în toate părțile. Omul ăsta nu e în stare de nimic, de aceea sfătuiesc întreaga clasă politică românească să înceapă procedurile de suspendare a președintelui Iohannis și de demiterea lui. Președintele Iohannis trebuie pus în carantină. Dacă nu-l veți carantina, anul ăsta, noi toți, vom deconta tâmpenia de a avea un președinte ca asta. Ionati, îți doresc un an bun, dar va trebui să lupți și tu ca să l-ai bun. Eu o fac. Îndrăznește și tu. Încă o dată la mulți ani.